9 percheziții au fost efectuate astăzi de dimineață la sediul unor societăți comerciale și locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune și uz de fals. Cercetările oamenilor legii au scos la iveală faptul că în perioada august-noiembrie 2021, două femei de 43, respectiv 29 de ani din Mioveni, cu complicitatea a patru persoane din Pitești și Mioveni, ar fi întocmit în fals și folosit 249 de adeverințe de salariat pe numele unor persoane, în calitate de beneficiari sau giranți, prin care atestau faptul că acestea au calitate de salariați în cadrul a 5 firme din municipiul Pitești, obținând astfel 85 de împrumuturi de la o casă de ajutor reciproc. Prejudiciul cauzat ar fi de 1.700.000 de lei. Din cercetări s-a stabilit faptul că două femei de 43, respectiv 29 de ani din Mioveni, ar fi întocmit în fals peste 250 de adeverințe prin care atestau faptul că mai multe persoane erau angajate ale unor firme din municipiul Pitești, iar pe baza acestor adeverințe ar fi obținut credite de la o casă de ajutor reciproc. După audieri se va stabili dacă va fi cazul să se ia măsuri preventive.